Doamnelor și domnilor, începem ziua și mergem la Media și apoi la Sibiu. Tati, mergem în orașul în care am combinat eu pe mami, acolo am dus-o la prima întâlnire. E supărat, e obosit. Ești obosit? Un pic. Hai să arate tati unde, pe unde a plimbat-o tati pe mami, de s-a îndrăgostit mami de el. Abia așteaptă. Haide, tata. Gata. Pa, pa, cameră de hotel. Ia uite, mama. Wow! Frumos la Brașov. O de casă acolo, tati. O să luăm ție una de aia. Îi place pe liftul. Domnule Nescu, sunteți bine asigurat? Sunteți pregătiți pentru distracție? Mergem la Mediaș. Haideți! Ei, gay! Micul dejun al campionilor, acest clip nu-i sponsorizat, dar evident nu am apucat să mâncăm la micul dejun, pentru că, na, ăștia suntem, atâta s-a putut. Kinder Delis și pregat. Nu faceți așa ceva acasă, mâncați micul dejun. Vreau doar să zic, coloana sonoră a drumului a început, coloana sonoră a mașinii e aici. Tan, 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 haideți cu noi, haideți cu noi. Vreau doar să laud drumul ăsta dintre Brașov și Mediaș, este foarte frumos, foarte frumos. Cineva s-a trezit, a tras un pui de somn de jumătate de oră așa, nu mai mult. Și acum sunt pe energie, aș vrea să mă teleportez din scoica asta dacă s-ar putea. La volan să conduc, spune. Eu aș vrea să fiu acolo în față să conduc. Da, mama. E, da, exact, confirmă. Unde este Giole? Este un loc în Sighișoara, unde noi am parcat cu autorul Lota când eram în luna de miere. Deci este un loc cumva vis-a-vis de Sighișoara. Da, deasupra. Se numește, nu știu, ceva... Vila Franca se numește. Ah, da, Vila Franca, da. Sunt două vile Franca, una care este în Sighișoara și asta este Vila Franca. E ușor să scrieți și camping Vila Franca. Aici am venit cu autorul Lota și am campat. Asta da. Este termenul. Ce drept am parcat, dar după aia am campat. Da. Și am venit să mâncăm pentru că au mâncare foarte bună aici, să mai stau un pic cu domnul la aer, care și-a nevoie de pauză. Și, pe urmă, mergem continuăm să continuăm, da. Continuăm să continuăm. Exact. Mamă, dar ce frumos au făcut ei. Ia uite aici, vibe. Și acolo este Sighișoara. Mamă, ce bună e. Da, s-a și pornit camera, că am băut înainte și am zis, poza-i placă. Wow. Doamne și domnilor, aceasta este șmecheria. Bine ați venit în șmecherie land. Până vine ciorbița, oamenii au pus pe masă niște zacuscă și niște vinete făcute de ei aici. De fiecare dată când venim aici nu suntem dezamăgiți și presim că nici de data asta nu vom fi. Noel bagă niște țățichi, eu bag niște zacuscichi și niște vinețichi. Este perfect, dacă veniți aici și nu vă pun pe masă, ce areți voi? Zacuscă momentan. Cum se prezintă? Bună! Ce e fain aici că ți-ai luat un bol mare. Ăsta. Și tu practic poți să-ți faci refil până poți să mănânci pe tot dacă vrei. E foarte tare. Ce cuburi mari de pui, vezi? Da, la tine cum se prezintă situația? Film românesc. Filmăm mâncarea ciorbei, ca toate filmele românești. Băgăm momentul. Așa, soarbe. Așa, exact. Sergiu Nicolaescu sunt. Reloaded. Ce mă filmez aici, cum fac refilul? Să vadă lumea. Cine-i ciorbarea familiei după sășica? Eu. Mâncarea mea preferată este ciorba. Plus unu. Deci avem aici niște cartofi, bucăți așa mari, frumos, serioase. Ia, să gustezi ce bun e cartoful ăsta, și mi se pare că are un gust special. Nu? Cum îi faci? Cum făcea mamaie ciorba exact. De cartofi sau mâncarea de cartofi? Trebuie să facem clipa aici sau la pachet. Da. Mai faci, mai trecem pe aici. Uite-te-vă la el. Uite-te-vă. Ce faci, mă, tata, acolo? Ce m-am mutat, mă? Iubirea mea. Cumințenia mea. E cu minte, adică noi mâncăm, el stă acolo, e treaba lui. Ne-am dat șosetele jos pentru că mi se pare că e foarte cald și ca să nu ne complicăm cu scos haine, am scos șosetele. De acolo se reglează temperatura. Și căciula. Și căciula, da, și căciula. Eu am zis că e frig, dar e ok, e super frumoasă vremea, adică nu puteam să visăm la o vreme mai frumoasă de atât. Da, iubirea mea, uite.
Poliția animalelor, doamne și domnule, uitați-vă. Mi-a luat mâncare de la gură. Am găsit un pui de pisică. Eu pun pariu pe 2 lei că fuge. Exact. A, a, a. Ce? A luat o bucățică și a fugit. Am reușit. Am să vă dau 2 lei. Ce faci, Eugen? Culeg carne să dau la pisică. Don't judge me. Știți că tot timpul îmi găsesc o misiune. Câine, pisică, găsesc eu ceva. Mă să-i arunc peste gardă. Gata. 4 bucăți de pui i-am dat. E o pisicuță mică așa. Am plătit la drum cu noi. Deci atenție dacă veniți cu mașina aici, că altfel oricum nu aveți cum să veniți, că drumul nu e tocmai prietenos, e destul de cu multe gropi. Deci dacă aveți o mașină care nu se descurcă bine când vine vorba de gropane, evitați, nu veniți. Dacă aveți o mașină care e ok, veniți cu încredere. Nu sunt foarte mari gropile, dar trebuie să conduci încet și te cam zdrâncină. Locul merită, adică din punctul meu de vedere e de 5 sășici. Doamnelor și domnilor, intrăm în Mediaș. Tocmai cine a dat seama că o bucățică din sășica a venit cu noi în vacanță. Uitați la blăniță. Mi-e doar de tine, uite, te las aici. Să vii cu noi. Uite, bă, ce de porumbei aici în Mediaș. Noi acum mergem să filmăm ceva. O să vedeți săptămâna viitoare. Săptămâna viitoare. Hai să filmăm. Hai. Și după aia, ne urcăm mașina și mergem la Sibiu. Gata, am filmat ce are de filmat. Mergem la Sibiu. Hai la Sibiu să vadă Noel, mă rog, acum doarme. Să vadă orașul în care noi doi ne-am îndrăgostit. Pa, pa, Mediaș! Vă rog să ascultați haosul de la noi din mașină. Be-be-be-be, a-be-be-be-be. Da, exact. A-pțiu! A-pțiu, mama, da! Da, ce să mare, am ajuns la destinație. Lăsăm toate cele în cameră și fugim și noi puțin prin centru să mai prindem puțin soare. Da. Sper. Haideți cu noi, repede. Ce adorabil. Da, e poziția lui preferată. Superman, așa zicem, poziția Superman. E o dulceață, mă, cum stă el acolo. Se ține fără, vezi? A, și-a băgat mâna în sateluță, se ține. Bravo, tata! Da. Bravo, bebe! Știu, mic, dar știu ce fac. Spune, sunt mic, dar sunt deștept. Tuc, masaj. Ce frumos se vede. Intrăm prin tunel. Cu Noel. Cu Noel prin tunel. Doamne și domnilor, episodul mâncare la pisici și lovește din nou. Mănâncă? Ia uitați. Bineînțeles că dragostea trece prin stomac. Așa, bravo, îmi place. Ne place. Hey. Ce faci tu dragoste acolo? Ce faci tu dragoste acolo? Oh, da, e supărat. Îl mănânc. Pun eu așa două felii de pâine, îl pun. Protestează, nu vrea. Nu ne place, nu ne place, dacă nu. Doamne Ionescu. Gata. Mergem spre cazare. Mergem să facem nani. Dar înainte ți arăt piața mare, tati. Asta a fost piața mică. Asta este turnul sfatului. Brrr, mergem. Gata, am tăiat frâna de picior. Deci asta a fost o seară mai mult decât corectă. O, cea mai mare parte a chestiilor pe care le-am filmat în Sibiu astă seară și astăzi de când am ajuns în Sibiu le veți vedea pe canalul principal când apare clipul respectiv. Era un cățel, m-a trecut din cățel până de noi, că e în spate cățel. Și a țâșnit așa și pentru o secundă am simțit un fior pentru că m-am gândit, aoleu, Sasha o să sară la el. Deci abia aștept să revenim în Sibiu cu sășica, să fim în formație completă pentru că nu se mai poate. Pe de altă parte și pe sășica am adus-o în Sibiu de mai multe ori fără să fie Noel. Exact. Auzi, acum mi-a venit ideea asta nebună. Mergem cu Noel la târgul de Crăciun dacă se ține anul ăsta? Normal. Noel la târgul de Noel. Deci eu când am fost aici acum 3 zile sau ceva nu de era genul. Chestia asta. Ba da, o construiseră, dar nu era atât de, adică era, se pregăteau încă și. A, okay. Și acum, mamă. Ah, filarmonica. Deci e ceva finuț.
Filarmonica de stat din Sibiu. Noi aici am intrat cu mașinile electrice. Tu n-ai văzut vlogul mai mult ca sigur? Am văzut poza. Ai văzut poza. Deci aici am intrat cu mașinile electrice. Trebuie să vedeți filmările pe care le-am făcut, trebuie să vedeți clipurile pe care le-am făcut din tori electric cu mașinile pe care le-am condus. A fost o experiență super tare. Dar mă bucur că s-a terminat, că m-am întors acasă la ei mei. Tati, uite aici în Sibiu am fost eu cu mami. Acum 6 ani și câteva luni. 6 ani și 4 luni, 5 luni, ceva genul. Aici m-am scos tati la prima întâlnire. Da? Da, și la prima întâlnire am dus-o la Mititela de Dulești. Ai fost și tu la Mititela de Dulești? Da. Acum vreo săptămână, două. În fine, asta a fost aventura noi. Cam data viitoare când vii, o să fie Crăciun. Doamne, și cât de frumos e noaptea. Cineva merge să facă nanii? Acum ne grăbim spre cazare pentru că ora maximă de somn al Ionel este 8:30 și este 8:10. Deci trebuie să ajungem să-i facem băiță, cremă, masaj, toate cele într-un timp record. Uite, dacă nu ne crezi, câte ceas. Hai la nani, tati. Ideea e că o să concluzăm aici și încheiem vlogul civilizat. Ăsta a fost vlogul. Abonați-vă dacă nu v-ați abonat deja. Mâine vine un nou daily vlog. Și uitați-vă pe canalul principal, pentru că acolo vin vlogurile alea fine despre care vă vorbeam. Crăciun foarte fericit și ne vedem! Nu o să ghiciți niciodată ce are Georgiana sub căruțul lui Noel. Da, să ajungem la lumină ca să vedeți. Deci până atunci, gândiți-vă la câteva chestii pe care Georgiana le-a putut pune sub căruțul lui Noel. Nu o să ghiciți. Ha? Sunteți pregătiți? Gata? Să aflați? Ce? Doamnelor și domnilor! Un Kirtash Kalak. E fierbinte și nu poți să-l țin în mână. Și nu putea să-l pun lângă copil. E frig de corul meu. Te iubesc, tata.